Putem să-l păstrăm. Încercăm acum să introducem, să păstrăm cât mai mult ceea ce avem. Este un arbore bătrân, are anumite... Despre ce vârstă vorbim, în estimativă din mine? Spun undeva la 150 de ani, posibil să mă înșel. Având în vedere, după cum am genedat rezicograful, în înaintare, pot să spun undeva la 150 de ani, posibil să are, posibil să are mai puțin. Pentru că fie tipul ăsta de lemn are, are alt tip de dezvoltare, diferit de la specie la specie. Aș propune să reducem din coronament suprafața coronamentului la vânt, să reducem pericolul ca să se răstoarne din rădăcină, să se rupă din rădăcină. În același moment reducem și tensiunea care apare pe crengi, pentru că și în sus pe coronament avem pe crengi, avem bureți, care distrug lemnul. Și încercăm să-l păstrăm cu mai mult, dacă sunt de acord. Și ce tăiam? O să... Nu tăiem, o să trebuiască să lăsăm pe el mai târziu să-și refacă o coroană secundară. Trebuie să refacem, să reformăm coroana. Asta înseamnă că să ducem mai mult de 50% din volumul de coronament. O să ajungă momentan, este undeva la 32 de metri, ceea ce înseamnă că o să ajungem undeva la 20 de metri înălțime. Părerea mea. Cu asta lăsăm pe el mai departe să vedem cât mai rezistă, cum se dezvoltă anul viitor și după aceea întotdeauna de controlat. De fapt, asta e și recomandarea legii, nu? La astfel de arbor. Nu. Dacă nu este un arbore monument, declară monument, atunci administrația poate zice de ce vrea să facă. Deci nu este, nu este momentan în România o lege care să protejeze arborii sensibile. Din păcate. Este o legislație europeană, dar totdeauna este legislație europeană, după aceea legislația din fiecare țară, care își pune în aplicare regulile proprii. Din păcate, asta este la noi. Încercăm să-i păstrăm, de aceea am început colaborarea din nou cu primăria. Ne-au solicitat dacă putem să ajutăm în cazul de acesta. Cum ați început colaborarea? Din iunie am început din nou colaborarea. Da. Din păcate am ajuns prea târziu. Nu știm ce a fost în cealaltă parte, nu pot să-mi spun părerea, nu am văzut nimic. Dar știu că deocamdată în Arad mai sunt câteva locații și în parcul copilor avem 2 stejari care sunt, arată mult mai rău decât că sunt fără de aici. O să mergem și la ei să verificăm și aceeași, în funcție de expertiză, să putem să le mergem pe toate. Noi încercăm să păstrăm ceea ce avem. Nu vreau să spun. Vorbiți un pic de aparat. Rediscograf? Rediscograf.